Ordonanța aprobată ieri de guvern vine în sprijinul multor proprietari de autoturisme. Hotărârea prevede că taxa auto va putea fi recuperată printr-o cerere la ANAF, fără a mai fi nevoie de o acțiune în instanța solicitanților. Este vorba de persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării. De prevederile acesteia vor beneficia inclusiv cei care au procese pe rol. Ei pot renunța la procese pentru a recupera banii pe cale administrativă. Cererile se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere. Împotriva deciziei ANAF, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată la timp, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile. Banii vor fi primiți înapoi în rate pe parcursul a 5 ani prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora. Procedura de efectuare a plății va fi stabilită prin ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministrului Finanțelor Publice. O altă prevedere a ordonanței aprobate ieri are în vedere instituirea obligației de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Este vorba despre autovehiculele pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.